Până în 2019, speranța de viață a crescut treptat în toată Europa, dar pandemia și toate efectele ei au dus la scăderea acestui indice. Cel mai ridicat nivel e atins acum de Spania, una dintre țările cele mai lovite de COVID. România e la capătul clasamentului din nou după Bulgaria. În 2021, speranța medie de viață era de 72,8 ani, cu 7 ani mai mică decât media din Uniunea Europeană. Chiar este o speranță de viață bună față de cât de puține programe de prevenție au fost în România, pentru că aproape nu au fost programe susținute și constante, față de atitudinea atât de refractară a unei părți consistente din populație împotriva controlelor medicale preventive, împotriva vaccinării, împotriva unui stil de viață sănătos. Prevenția înseamnă fie și o amânare a declanșării unei boli, dar și educație medicală. Date oficiale indică și o diferență de aproape 6 ani între speranța de viață a bărbaților și cea a femeilor. Aici, România e chiar pe primul loc. Bărbații merg mai larg la doctor și dacă au o problemă, de exemplu, dacă ai doare un picior, amână să ducă să facă intervențiile și testările respective, în timp ce femeile sunt de felul lor mai atente la sănătatea lor. Unul dintre factorii luați în calcul la speranța de viață este rata mortalității infantile. Între 2011 și 2021 cifrele s-au schimbat de la 3,8 decese la 1000 de născuți vii la 3,2 decese. În ceea ce privește anul 2021, România și Bulgaria sunt din nou la capătul clasamentului. În România sunt 5,2 decese la 1000 de nașteri, iar în Bulgaria 5,6. Sarcinile nedorite sunt grevate de o mortalitate infantilă mai mare. Copiii trebuie să fie concepuți, dar trebuie să fie și crescuți în condiții bune. În România, cea mai mică speranță de viață la naștere s-a înregistrat în jumătatea de est a țării.